v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Anastasia Lucovici, aici, la TV Primul. Mark Twain afirma: dă șansă fiecarei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta. Așadar, dragi telespectatori, savurați splendoarea și frumusețea fiecarei clipe petrecută alături de cei dragi și, desigur, alături de echipa TV Prim. În rubrica Cerșătorul de Cafea, colegul nostru ne povestește despre Centrul de Dezvoltare a Carierei SysLab, care reprezintă o oportunitate reală de a obține un loc de muncă. Haideți să urmărim! Eram în căutarea unui loc de muncă după absolvirea universității din Bălți. Un prieten mi-a recomandat SysLab. În mai puțin de 2 luni am fost invitat la interviul de angajare. Acum fac parte din echipa Centrului pentru Jurnalism Independent din Chișinău. Timp de 10 ani am lucrat în Italia ca educator pentru copii cu dizabilități. Revenind în Moldova, mi-am dorit o angajare în același domeniu. Datorită SysLab, am găsit locul de muncă potrivit. Acum ajut copiii aflați în dificultate. Găsește-ți un job sau inițiază o afacere. SysLab Bălți. Telefon 21 179 20 145. Bună ziua, dragi telespectatori! Discutăm azi despre oportunitățile reale de angajare în câmpul muncii în orașul Bălți. Prin urmare, Centrul de Dezvoltare a Carierei SysLab vine să vă ofere instruiri profesioniste persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă. În continuare vom discuta pe această temă cu directorul Centrului SysLab, Angela Tomac. Bună ziua, doamna Angela! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog, ce reprezintă Centrul SysLab? Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați manifestat interes de a elucida activitatea Centrului SysLab în municipiul Bălți. Centrul SysLab reprezintă mai multe servicii pe care le acordăm persoanelor cu studii superioare, care la moment sunt în căutarea unui loc de muncă. Ideea Centrului SysLab a apărut în Norvegia în 1992 și la moment avem 24 de centre de dezvoltare a carierei în 8 țări ale lumii. Dacă ar fi să vorbesc nemijlocit de Republica Moldova, primul centru a fost înființat în iulie 2013 în Chișinău. Solicitarea serviciilor centrului a fost mare și astfel în 2014 apar primele 2 centre regionale în Rezina și în Cahul, iar ulterior în anul 2015 este lansat centrul din municipiul Bălți și centrul din Comrat. La 24 din martie am sărbătorit un an de la înființarea centrului în municipiul Bălți. Spuneți-mi, vă rog, care sunt serviciile pe care le prestează Centrul SysLab? Deci, în cadrul Centrului SysLab activăm în baza a 2 componente. Prima componentă este acordarea serviciilor și asistenții pentru persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă. Avem o metodologie norvegiană care include mai multe subiecte, începând de la cum să vorbești cu un viitor angajator, cum să te pregătești de un interviu, cum să faci un CV de succes, cum să te prezinți la un interviu ca să știi să-ți pui în evidență acele calități care sunt necesare angajatorului și să știi să dezvolți idei importante pentru el în procesul interviului. Și cea de-a 2-a componentă este componenta antreprenoriatului, care este destinată persoanelor care au idei interesante în lansarea unei afaceri. Spuneți-mi, vă rog, care este adresa fizică și adresa electronică a Centrului SysLab? Cum oamenii pot să vă găsească ca ulterior să reușească să devină beneficiarii dumneavoastră? Deci noi ne aflăm pe strada Decebal 13, municipiul Bălți, societatea pe acțiuni Răut, dar suntem foarte activi în domeniul online. Potențialii beneficiari ne pot vizita pe site-ul syslab.md, unde pot afla informații adiționale despre ce presupune SysLab și care sunt instruirile promovate în cadrul centrului SysLab, dar în același timp, în orice zi, de luni până vineri, de la orele 8 la orele 7
17 cu o pauză între 12-13, ne pot telefona la numărul de telefon 210-17. Puteți să ne spuneți care este rata angajării beneficiarilor SISLAB și ne interesează mai mult care, în ce domeniu se angajează? Din numărul total de 85 de beneficiari care s-au aflat în centrul SISLAB din luna martie 2015 până în martie 2016, deci în proporție de peste 80%, persoanele sunt la moment la locurile de muncă, sunt mulțumiți și sunt fericiți că au o activitate de la care primesc satisfacție. Dacă să vorbesc despre unde se angajează beneficiarii noștri, preponderent este sectorul privat, deci în proporție peste 50% se angajează în sectorul privat, fiind urmat de sectorul public și mai puțin de sectorul asociativ. Garantați beneficiarilor dumneavoastră o angajare rapidă sau totuși depinde de norocul acestora? Totul depinde individual de fiecare beneficiar în parte. Echipa centrului SISLAB depune maximum de silință și efort pentru a asista și a face ca acest proces de angajare să se întâmple cât mai repede. Echipa centrului SISLAB depune maximum efort pentru a ajuta persoanele să se angajeze într-un termen cât mai rapid. Însă persoana venind și devenind beneficiar al centrului SISLAB poate frecventa instruirile și se poate folosi de serviciile centrului până la 4 luni. Sunt persoane care au venit la SISLAB și peste 2 săptămâni au fost angajate, însă avem și dintre beneficiari care frecventează 3-4 luni centrul SISLAB, dar pe alocuri unii din ei nu vor să se angajeze repede fiindcă le place la centrul SISLAB. Mai este și asta un motiv. Trebuie să înțelegeți faptul că atunci când noi recrutăm persoanele, deci noi punem un accent deosebit pe care este motivarea persoanei de a se angaja. Deci, centrul SISLAB nu este un centru unde se fac instruiri și traininguri pentru persoanele care ar dori să-și umple timpul cu ceva sau ar dori să socializeze, să-și facă noi prieteni, da? Deci, centrul SISLAB prestează servicii pentru persoanele motivate, pentru acele persoane la care mâine, dacă îi se face o ofertă care corespunde cu competențele sale, cu studiile pe care le are, deci mâine este gata să meargă la locul de muncă și nu are niciun impediment care să o oprească de la această decizie. Timp de un an de activitate în orașul Bălți, cu care agenți economici ați stabilit deja o colaborare? Noi suntem deschiși spre colaborare cu toți agenții economici, reprezentanții companiilor străine, dar și naționale, care sunt interesați să vină la SISLAB. Pe parcursul unui an de activitate, peste 20 de reprezentanți ai companiilor au vizitat centrul SISLAB. Noi obișnuim să facem întâlniri cu potențialii angajatori. Angajatorii vin în centrul SISLAB pentru a discuta tet-a-tet cu beneficiarii noștri, pentru a le relata careva informații din domeniul companiei pe care îl reprezintă, care este profilul viitoare persoane care urmează să lucreze în compania lor, dar în același timp să vadă ce fel de beneficiari există în cadrul centrului SISLAB Bălți, pentru a vedea dacă printre ei se regăsesc persoane care ulterior ai putea să invite la un interviu. Și avem nenumărate cazuri când în urma la asemenea întâlniri urmează interviuri și ulterior oferte reale de angajare în câmpul muncii. Avem situații foarte frumoase de conlucrare și colaborare atunci când agenții economici ne telefonează pe noi și ne remit acele poziții vacante pe care le au în companie până a publica anunțurile către publicul larg în ziare sau pe paginile web de recrutare. Agenții economici înțeleg că participanții SISLAB sunt deja selectați. Venind la noi, ei își dezvoltă anumite competențe, cum să lucreze în echipă, managementul timpului, cum să colaboreze, anumite abilități de comunicare și înțeleg că atunci când se adresează la SISLAB, ei pot beneficia de anumiți candidați care sunt mai pregătiți, în același timp pot economisi anumite resurse financiare pentru a nu chita către redacțiile ziarelor. Vorbim despre beneficiarii centrului SISLAB. Spuneți-mi, vă rog,
Care este profilul acestora? Condiția de bază este ca persoana care își dorește să devină beneficiar SLAB să dețină diploma de studii superioare. Vârsta nu este un impediment, deci am avut beneficiari tineri absolvenți, dar am avut și persoane de 60 de ani care au fost beneficiare centrului SESLAB. Dacă e să mai vorbim mai exact despre anumite categorii de beneficiari, deci noi lucrăm cu noi absolvenți de instituții universitare. Aceștia au nevoie de serviciile centrului SESLAB, fiindcă pe alocuri, din păcate, în universitate se omite această pregătire a viitorului student care mâine absolvește și este pus în prag în situația când trebuie să-și găsească un loc de muncă și pe alocuri acel tânăr specialist nu dispune de acele instrumente sau competențe în scrierea unui CV de succes sau în pregătirea, în anumite pregătiri, cum este să mergi la un interviu de angajare. De aceea ei sunt foarte deschiși și interesați să vină la instruirile noastre. O a doua categorie sunt șomerii. Deci nu este o condiție de bază ca ei să fie înregistrați la Agenția pentru Ocuparea de Forțe de Muncă, da? Deci șomeri. În linii mari din această categorie fac parte inclusiv doamnele care fie au avut un concediu de maternitate de 3 ani sau poate și mai mult și pe alocuri persoana este competentă, are studii superioare, are ani de experiență în spate, însă iată această perioadă de șederea acasă, pe alocuri o face mai timidă, pe alocuri o face să creadă că ea are mai puține șanse de angajare. Și venind la noi la centru, persoana înțelege că cunoștințele ei sunt bune, ea este o personalitate și ea nu este cu nimic mai rea decât alți concurenți de-ai săi. Și în același timp, a treia categorie de beneficiari de-a noștri sunt migranții, care sunt o resursă foarte bună și importantă pe care noi trebuie să o utilizăm. Migranții care, din anumite motive, au petrecut ceva timp peste hotarele țării. Bunăoară, avem persoane care au fost 10, am avut o beneficiară care 10 ani a stat în Italia. Revenind în țară, femeia mergea pe stradă și era cu ochii în lacrimi, fiindcă zicea că totul este străin, rețeaua de prieteni care am avut-o deja nu mai există, ce să fac, unde să mă adresez. Și iată, când a aflat despre centrul SESLAB, din spusele dumneiei, noi am fost acel colac de salvare care a știut să facă legătura între perioada ei de revenire și angajare în câmpul muncii. Mai mult ca atât, femeia a venit cu noi competențe pe care le-a acumulat în străinătate, a venit în municipiul Bălți, acum este angajată într-o instituție publică și ea vine cu anumite recomandări, da? Deci cu anumite experiențe pe care le-a preluat acolo și le împărtășește colegilor din municipiul Bălți. Deci cam astea trei categorii sunt oamenii pe care noi ne axăm în recrutarea beneficiarilor. Ați menționat în discursul anterior despre Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Spuneți-mi, vă rog, care este contribuția acestei instituții în activitatea SESLAB? Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este un partener foarte important al centrului nostru. Noi avem un memorandum semnat la nivel național și prin intermediul specialiștilor din cadrul agenției, noi recrutăm persoanele. Deci ei dispun de o bază de date cu șomeri care sunt înregistrați în cadrul agenției, ori ei sunt cei care fac legătura și referă beneficiarii către noi. De asta, să știți că este o colaborare foarte eficientă și facem împreună un lucru frumos, deci în folosul șomerilor, în folosul bălțenilor. Serviciile prestate de către SESLAB pot beneficia doar cetățenii din Bălți sau și din alte regiuni ale Moldovei? Nu doar din Bălți. Aceasta nu este o condiție pentru ca să devii beneficiar SESLAB. Noi suntem deschiși pentru toată zona de nord a țării. Chiar am avut și beneficiari care au venit din raioanele Fălești, Florești. Pe această cale eu fac încă o dată o invitație către toți cei interesați de serviciile centrului SESLAB. Vă îndemn să transmiteți această informație în rândul rețelelor dumneavoastră personală, în rândul prietenilor, vecinilor, cunoștințelor. Haideți împreună
bună să ne mobilizăm și să facem uz de aceste servicii. Este o metodologie nouă, este o metodologie internațională. Activează în baza unui proiect social. Serviciile noastre sunt gratuite, de aceea ușile noastre sunt deschise și noi vă așteptăm cu drag să vă ajutăm. Vă mulțumesc cordial pentru informațiile oferite nouă și vă mulțumesc pentru receptivitatea dumneavoastră de a ne oferi acest interviu. Vă mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim că ați manifestat interes pentru activitatea centrului nostru și vă așteptăm cu drag și cu alte ocazii pentru a elucida istoriile de succes ale beneficiarilor noștri. În rubrica ce urmează vă oferim sugestii de savurat un nou volum de carte. Citește o carte și nu vei fi întrerupt de publicitate. Bună ziua, dragi telespectatori! Tradițional aș vrea să vă propun o carte a lui Vasile Vasilache, o culegere care se intitulează Nuvelista și pădurea, și care conține în interior două nuvele de dimensiuni, Elegie pentru Ana Maria și Nuvelista și pădurea, precum și romanul Povestea cu cocoșul roșu. Ziceam relecturi pentru că obișnuit textele lui Vasile Vasilache sunt în circulație de mai mult timp, ne gândim la această explozie creatoare, cum o numea Andrei Țurcanu, vorbind despre apariția, într-un fel surprinzătoare, a unor romane de foarte bună calitate în această perioadă 1966-1968. E vorba de Povestea cu cocoșul roșu, e vorba de Zbor frânt al lui Beșleagă, e vorba de romanul lui Aureliu Busuioc Singur în fața dragostei și firește și de romanul Povestea Povara bunătății noastre. La acea oră a apărut fragmentar cu un alt titlu, Balade din câmpie, a lui Druță. Romane, spuneam, de foarte bună calitate, care într-un fel reabilitau acest gen și erau pe contrasens cu o literatură oficială, cu un roman scris după rețetele realismului socialist. Când vorbim, când spunem despre relectură, avem în vedere faptul că prozele lui Vasile Vasilache sunt de o profunzime și de o valoare indiscutabilă, fapt care face dintotdeauna să se producă acest miracol când în texte, spuneam încă o dată, frecventate, comentate de mulți critici de calibru, devin obiectul unor lecturi captivante, tocmai pentru că cei care le pot face astăzi sau și cei care le-au făcut și se pot întoarce, între timp, între apariția romanului și discuția sau lectura noastră de astăzi, se întinde o distanță și estetică și existențială și firește interpretativă, tehnicile de interpretare sau au devenit și mai sofisticate și mai multe și care permit, ziceam, multe alte căi sau direcții spre inima textului. Și ca să dau și un exemplu, într-un studiu foarte interesant, de exemplu, criticul Alexandru Burlacu vorbește despre romanul Povestea cu cocoșul roșu, de exemplu, nu doar ca de un roman, așa cum s-a făcut obișnuit, de un roman care e scris parcă în tehnica realismului magic, ca să ne gândim la mari prozatori latinoamericani și la Márquez în primul rând,
dar și că povestea cu Coșul Roșu poate fi interpretat ca un roman postmodernist avant la lettre. Mai mult decât atât, făcând această paralelă firește foarte subtilă și binevenită că povestea Coșul Roșu a lui Vasilache, surprinzător, are și această relație cu Don Quixote al lui Cervantes, pentru că și un roman și altul pretind a anula prin substanță, prin parodie, ceea ce înseamnă o literatură anterioară surmenată, sleită, care nu mai avea, nu mai e relevant. Și în acest sens spuneam acest roman cu care își păstrează, de ce nu, o dificultate la lectură, pentru că e mai greu accesibil și prin această formulă a parabolei, dar și prin o implicație a ceea ce anumim noi figurația biblică, pentru că acest Serafim Ponoară are în roman foarte multe exerciții cristice, le-aș numi așa, e și dacă ne gândim la o implicație a livrescului, am putea să ne amintim și de acel Mâșkin al lui Dostoievski din Idiotul, care este un personaj cu un spirit aparte, cu o sensibilitate aparte, cu conștiință, un comportament aparte și în ochii celor comuni devine un om care ar avea prestația idiotului. Și în acest sens, Serafim Ponoară la fel, este un personaj care înaintează pe contrasens în faptul că între cei ce numim noi pragmatic și sau util și frumos, va pleda pentru frumos. Elegie pentru Ana Maria, la fel un text cunoscut, spuneam, care într-un fel are mici insulițe sau mici lacune care sunt un tribut plătit tematicii mai degrabă sau trendului, ca să spunem așa, tematic din epocă, e vorba de o novelă cu un mesaj antirăzboinic, dar care ilustrând firește o realitate din satul basarabean interriveran, are aceste, se transportă și pe alte paliere și geografice, dar și estetice sau filozofice, pentru că ne amintim, e implicat și figura lui marelui Immanuel Kant, da, care într-un fel pune novela într-o altă relație, chiar dacă vorba vine această substanță, să spunem, protest împotriva războiului, foarte popular în epocă, poate ușor s-a epuizat în sensul acesta. Să căutăm firește și nou, să fim atenți, să avem sonde performante, antene performante pentru noile apariții, pentru că justificarea și rațiunea unor asemenea lecturi este pe deplin îndreptățită, ori noile apariții în linii mari sunt expresia unor artistic, a unor realități și a unei epoci în care trăim, actorii care trăim, dar și aceste bune proze ale lui Vasilache, spuneam, un autor cu o frază care și cu un discurs care amintește foarte mult de creangă, în sensul bun al cuvântului, și ziceam, aceste proze care pot fi lecturate pentru optică modernă, nu numai în ceea ce privește aprecierea tehnicii sau tehnicilor narrative, dar și a ceea ce înseamnă capacitatea de previziune pe care o are literatura și care la un moment dat va opta exact pentru ceea ce înseamnă literatura, construcția de oameni prin mesaj sau prin model.
Dacă dorești să ai o vorbire corectă, cu o pronunțare clară sau să poți ține un discurs în fața unui public fără a face greșeli de exprimare, fără să tremurați de emoții, atunci urmăriți rubrica ce urmează. Bună ziua, sunt Vera și astăzi vă voi prezenta rubrica Exprimă-te corect. De data aceasta am identificat alte greșeli care țin de exprimare incorrectă. Iată următoarele exemple. Din cauza la vremea urâtă, n-am mers la munte. Din cauza, trebuie să știm că este o locuțiune prepozițională care cere întotdeauna cazul genitiv. Și varianta corectă ar fi din cauza vremii urâte n-am mers la munte, nu din cauza la vremea urâtă. O altă greșeală este un medicament pentru ameliorarea durerii. Ameliorare înseamnă îmbunătățire, ori durerea nu poate fi îmbunătățită. E corect, însă ameliorarea stării de sănătate. Varianta corectă pentru această greșeală ar fi un medicament pentru atenuarea durerii. O altă greșeală este până număr la 3 să plecați de aici. Varianta corectă ar fi până la 3 să plecați de aici. Cunoaștem bine că numărăm de la 1 până la 3, probabil prezența primului până determină ezitarea de a-l repeta, dar este necesar și de al doilea. Următoarea greșeală este liniște, să nu aud musca. În primul caz, se cere să fie atâta liniște încât să se audă doar bâzâitul unei muști. În al doilea, cererea e și mai categorică, să fie atât de liniște încât să nu se audă absolut niciun zgomot. Corect ar fi liniște, să se audă musca, sau liniște, să nu se audă nici musca. O altă greșeală este, stau în chirie pe strada Mihai Viteazu. În chirie se folosește exact ca în locație, cu a da și a lua, a oferi sau accepta o locuință contra unei chirii, dar nu și cu asta. Până la urmă, corectitudinea o dă uzul, dar până la încetățenirea sintagmei, considerăm necesară să determinăm folosirea greșită a limbii. Și aici avem varianta corectă, stau cu chirie pe strada Mihai Viteazu, nu în chirie. Dragi telespectatori, sper că greșelile identificate de către mine vă vor fi utile și evitați greșelile de limbă. Vă urez o zi bună! Pa, pa! În campusul universitar zi de zi se desfășoară evenimente semnificative, interesante și culturale. Nu e o noutate că obiceiul de a sta cu o ceașcă de ceai sau cafea răsfoind un ziar nu mai există la studenți, fie din lipsa de bani sau pentru că majoritatea tinerilor dau prioritate portalelor de știri și blogurilor online. Astfel, studenții ingenioși de la jurnalism împreună cu profesorul Anatol Moraru au găsit tehnica perfectă de a cultiva acest frumos obicei prin elaborarea ziarului de pe sticlă. Mai multe detalii aflăm în rubrica ce urmează. Într-o societate în care necesitatea financiară prevalează bugetul studenților, nevoia de a citi este o necesitate ce trece pe plan secundar. Soluția care ne oferă oportunitatea de a citi subiecte incitante într-un timp redus și propus gratuit vă oferă ziarul de pe sticlă. Inovația aparține profesorului universitar, domnul Anatol Moraru, coordonatorul ziarului. Țin la această idee, care înseamnă ziarul de pe sticlă. E o idee care a apărut dintr-o necesitate, dar și din pasa unui coleg care îmi vorbea despre un ziar de pe gard care l-a văzut la Iași. Deci un ziar care efectiv își pusese materialele, informațiile pe gardul grădinii publice din Copou.
Ideea mi s-a părut foarte interesantă în acest sens, plus la toate că, având de mai mulți ani o secție de jurnalism, din păcate încă nu avem un ziar pe care să-l poată edita facultatea și care să poată să-l facă și studenții, la care și în acest sens mi s-a părut că un ziar care ar ieși neobișnuit pe sticlă ar da această posibilitate studenților să scrie și să facă publice exercițiile lor. În acest sens chiar am și instituit, zic așa, am elaborat și un scenariu. Temele numerelor, de regulă, sunt discutate de către autori. Facem un fel de licitație cu strigare. Fiecare dintre studenți propune o temă. Ele sunt, apoi se votează și tema care a efectiv a câștigat este și devine și numărul sau devine temă pentru numărul de ziar. Regularitatea cu care este o dată pe lună, de obicei apare la sfârșitul ultimei săptămâni și vreau să zic că această idee este apreciată nu numai de către oamenii din campus, studenți, profesori care citesc, dar vreau să vă spun că neașteptat pentru mine, această idee a părut interesantă și, de exemplu, pentru studenții și profesorii de la Universitatea Umanistă din Institutul Umanist din Kiev, unde am participat la un simpozion și unde li s-a părut foarte interesantă această idee și acest ziar de pe sticlă și am vorbit studenților de acolo despre acesta. Plus la toate, chiar și atunci când am fost cu studenții la o practică de inițiere la câteva instituții media din Chișinău, la fel am vorbit despre această experiență și la fel li s-a părut neobișnuită. Aș vrea să cred că acest ziar va avea un viitor sigur și faptul că este receptat, este citit cu multă plăcere și mai ales faptul că le oferă studenților, din punctul meu de vedere, acea necesară încredere în forțele proprii, mă face să cred că ziarul de pe sticlă va avea multe, multe numere. Cineva spunea, cu un stomac plin totul este poezie. Astfel, ingredientele folosite în prepararea unei rețete reprezintă adevărate epitete, metafore și personificări. În rubrica ce urmează, colegul nostru, Victor Cibotaru, ne uimește cu o nouă rețetă. Bună ziua, dragi telespectatori! Bine v-am găsit în bucătăria lui Victor! Astăzi vom găti o rețetă destul de ușoară și foarte gustoasă, și anume vom găti un piept de pui cu ananas. Pentru această rețetă vom avea nevoie de un piept de pui fiert, niște rondele de ananas, puțină maioneză, câteva roșii, un castravete, pătrunjel, mărar, ardei, frunze de salată și ceapă verde. Vom avea nevoie și de sare și de un bol mai mare. Vom felia pieptul de pui. Trebuie să ne convingem că nu are oase. Eu o să-l feliez cu bulețe.
Acum voi adăuga pieptul de pui într-un bol. Cu rondelele de ananas la fel voi proceda, le voi felea cubulețe. După ce am mărunțit ananasul, la fel îl voi adăuga în bolul unde este pieptul de pui. Acum vom pelea roșiile la fel cu bulețe. Castravetele la fel vom proceda. Ardeiul îl vom tăia lunguț. După care, cubulețe. Este un ardei dulce, nu vă speriați. Vom adăuga ingredientele unde se află ananasul și pieptul de pui. Vom tăia frunzele de salată împreună cu ceapa verde.
pătrunjelul și mărarul la fel așa voi proceda. Voi adăuga deasupra celorlalte ingrediente. Stimați telespectatori, mi s-a primit mai multă salată și îl voi muta într-un alt bol mai mare. Voi adăuga sare. Puteți adăuga sare, piper după gust. Voi amesteca bine. Și voi adăuga și maioneza. Stimați telespectatori, această rețetă cu piept de pui și ananas este una ușoară, simplă și foarte gustoasă. Pentru a efectua în fiecare zi o serie de intervenții care salvează sau prelungesc o viață, medicii se bazează mult pe donarea de sânge. Cum și pentru ce se efectuează donarea, aflăm în continuare. Știați că întotdeauna cineva este între viață și moarte și are nevoie de sânge donat. Sângele este un lichid unic și nu poate fi înlocuit cu alt medicament. De aceea să nu vă fie frică niciodată să salvați o viață. Putem dona sânge zilnic între orele 8 și 14.30 în Centrul Național de Transfuzie a Sângelui din municipiul Bălți. La solicitarea noastră de a afla mai multe informații față de acest subiect, medicii centrului au refuzat să ofere detalii. În continuare, vă invităm să ascultăm câteva sfaturi referitoare la schimbările neașteptate ale temperaturilor asupra mediului. Schimbările bruște de temperatură atrag după sine probleme de sănătate și de asemenea urmări grave pentru mediu. Mai mult ca atât, trecerea de la caniculă la ploaie sau la temperaturi destul de scăzute afectează în special mugurii și florile de pe copaci. Despre efectele negative și pozitive ale schimbărilor bruște a vremii aflăm în continuare. Încălzirea globală este un proces ce se manifestă în mod evident parcursul ultimilor ani, nu numai cât în Moldova, dar și la nivel global.
Prin ce se manifestă aceasta? În primul rând, încălzirea globală este ca un răspuns a emanării gazelor cu efect de seră în atmosferă, dioxid de carbon, oxid de azot, metan. Pentru noi, cea mai mare problemă este dioxid de carbon, dar nu mai puțin periculos sunt oxizi de azot, care, conform datelor științifice, au un efect negativ de 320 ori mai pronunțat decât dioxid de carbon. Bineînțeles că aici apar două probleme. În primul rând, cum să reducem impactul negativ a încălzirii globale și, a doilea, cum să ne adaptăm. Noi suntem nevoiți să ne adaptăm din cauza că deja ne confruntăm cu încălzirea globală. Și aici nu există o singură soluție. Mai multe soluții. Influența negativă a acestor fluctuații în timpul iernii, noi practic iarna n-am avut, zicem anul ăsta, noi practic iarna n-am avut. Deci influența negativă a încălzirii globală este că noi putem să pierdem în timpul de primăvară, putem să pierdem semnăturile de toamnă din cauza fluctuațiilor de temperaturi, fiindcă plantele pierd călirea și sunt foarte vulnerabile, foarte sensibile la temperaturile joase. Pentru copaci și fructiferi, la fel, este un pericol foarte mare. Noi putem pierde roada sau mai ales când apar înghesuri în perioada înfloririi copacilor. Deci modul de manifestare a încălzirii globale, deci acestor fluctuații, asupra plantelor este diferit, dar deci, în afară de reducerea impactului negativ, adaptare. Adaptare pentru adaptare, deci noi trebuie să avem un șir întreg, trebuie să respectăm un șir întreg de măsuri. În primul rând, trebuie să respectăm un sistem de agricultură care este mai adaptat la condițiile biotice și abiotice ale mediului ambiat, adică la temperaturi scăzute, la temperaturi înalte. Noi nu avem pericol numai cât înghețul în primăvară. Noi avem pericol temperaturi înalte, secetele care sunt mai frecvente, arșiță care în timpul verii ajung până la 41-42 de grade. Deci amelioratorii care se ocupă cu ameliorarea culturilor de câmp trebuie să creeze de acum soiuri și brizi care sunt adaptați la aceste temperaturi joase și aceasta este o direcție întreagă. Și aici, bineînțeles, noi putem să, numai cât în cadrul unei colaborări la nivel național, internațional, european, să depășim această situație. În ceea ce privește, deci, după cum am menționat, necesitatea respectării unui sistem de agricultură, aici avem nevoie ca să respectăm, în primul rând, asolamentul cu toate părțile componente, adică o diversitate mai mare de culturi, sistemul de lucrare, sistemul de fertilizare, sistemul de combatere a bolilor, dăunătorilor, buruienilor, fiindcă în așa condiții, cu temperaturi înalte, dăunătorii nu pierd iarna. Ei sunt foarte mulți și anul acesta noi vom avea o invazie de acești dăunători, buruieni și alți factori deci, nefavorabili. Deci, în mare măsură, problema poate fi hotărâtă prin ameliorarea calității solului. Adică să avem un sol sănătos, pentru că un sol sănătos permite de a avea o producție sănătoasă, o producție sănătoasă influențează la rândul său sănătos asupra animalelor, oamenilor care consumă această producție. Deci este un lanț întreg, sănătate avem nevoie pe întreg lanțul. Nu întâmplător, anul trecut, în decembrie, la Paris, a fost acceptată propunerea de sechestrarea carbonului, de cu alte cuvinte, de a preveni depășirea temperaturii mai mult de 2 grade la nivel global, pentru că aceasta este deja un pericol foarte mare, ba chiar unii experți spun că temperatura poate să mărească până la 4 grade și îndeosebi dacă se va încălzi apa în oceane, atunci situația poate fi irreversibilă. Până când această situație poate fi cumva deci, influențată de managementul uman și aici deci dacă vom asigura, după cum au numit în Paris, au numit această decizie 4:1000, adică anual dacă vom izbuti să acumulăm în sol 0,04% de carbon, aceasta ne va permite de a reduce efectul încălzirii globale. Adică să reducem și totodată să ne adaptăm, fiindcă acumulând carbon în sol, carbon asta este substanță organică, noi avem posibilitatea să acumulăm mai mult apă în sol, adică să fim mai puțin dependenți de precipitații atmosferice, care sunt în condiții de încălzire globale, sunt extremale când avem mult, când avem seci, dar când avem necuri, când avem deci inundații, adică nineacă. Aceasta este posibil de a face dacă avem un sol bine structurizat, ca apa din precipitații atmosferice să nimerească în sol, dar să nu fie spalată și să provoace eroziune solului. Deci toate aceste elemente sunt strâns legate, bineînțeles că în cadrul unei rotații optimale a culturilor să lucrăm optimal și solul, cât mai puțin să arăm,
care la fel permite de a păstra restul vegetal la suprafață și de a diminua evaporarea, să fertilizăm solul, bineînțeles cu îngrășăminte organice și nu numai cât minerale, și alte măsuri care sunt, după cum am spus, sunt un complex întreg care necesită să fie respectate în cadrul unui sistem, ansamblu. Fiecare femeie își dorește să-și accentueze frumusețea prin machiaj. În rubrica ce urmează, aflăm câteva reguli esențiale în crearea make-up-ului. Multe fete visează să fie frumoase și văd asta pentru make-up original, pentru că aceste lucruri nu se obțin bătând din palme și nici nu sunt atât de ușoare și la îndemână oricui așa cum par. Discutăm astăzi cu consultantul de marchei de frumusețe, Rodica Burdean, despre cum să ne machiem corect și care sunt tendințele machiajului anul acesta. Bună ziua! Machiajul este de fapt o posibilitate de a defini frumusețea oricărei femei și, desigur, o metodă de a crea o bună dispoziție. Luând în considerație că în fiecare zi avem o stare de spirit diferită, creăm diversitate și în machiajul. Make-up-ul este completarea imaginii unei femei. Adică, înfăptuind machiajul potrivit și completând imaginea noastră, noi transmitem celor din jur o părere corectă despre noi. În ce privește tendințele de anul acesta, prima sugestie care mi-a venit a fost dacă moda strigă, nu neapărat să ne întoarcem. De unde știm? Posibil nu pe noi ne strigă. Deci purtăm în primul rând ceea ce ne se potrivește. Mai ales că anul acesta se recomandă stilul natural. Tendințele în machiaj sunt feminitatea, gingășia și armonia. Se folosește activ strobingul. Se referă la tehnica de iluminare a feței. Putem pune deoparte bronzerul și fondurile de ten cu 2-3 nuanțe mai închise pentru a face loc highlighterului. De obicei, strobingul merge mână în mână cu un machiaj subtil al ochilor și al buzelor. Dacă doriți, puteți folosi și un far de obraz, cu condiția că el să fie mat. Pentru machiaj reușit, este esențial să exfoliați și să hidratați în avans pielea. Puteți folosi un peeling mecanic de 2-3 ori pe săptămână în condiții clasice. Apropo, acum primăvara se recomandă reprogramare de sezon în îngrijirea tenului. Se recomandă să adăugăm un produs cu factorul de protecție solară. Cel mai important este ca îngrijirea tenului să fie sistematică, regulară. Altfel, riscăm ca imperfecțiunile pielii să iasă în evidență în timpul machiajului. Așa cum o pictură depinde foarte mult de calitatea pânzei, așa și machiajul depinde mult de starea pielei. Pentru machiajul de zi cu zi se recomandă cosmetica decorativă care se comportă prietenește cu pielea noastră, adică în afară de funcțiile decorative, ea are funcții de îngrijire. O putem folosi zi de zi și primim doar avantajuri. Stil, frumusețe, îngrijire suplimentară și un ten sănătos. Dragi femei, vreau să vă spun un singur lucru. Femeia nu este obligată nimănui cu nimic. Ea este obligată sie să fie frumoasă. Și nu uitați, frumusețea feminină veritabilă nu se rezumă niciodată doar la o formă corporală atrăgătoare, ci este o rezultantă a armoniei inefabile a trupului, sufletului și spiritului unei femei. Vă spun la revedere, dragi telespectatori, până săptămâna viitoare!